Bună ziua, dragi Capricornii! În această etalare vom vedea ce vă așteaptă pe voi în luna octombrie. Vom vedea întâi predicțiile generale. Eu nu reușesc să apuc cărțile. Așa. Și apoi vom vedea în iubire și în carieră ce vă așteaptă. Să vedem. Voi sunteți foarte ghidați în această lună, văd că voi aveți o conexiune foarte puternică cu Divinul în această lună, lucru care este foarte pozitiv. Lunile trecute nu ați fost atât de conectați, să zic așa, ca și în această lună. De asemenea, aș vedea că situațiile în viețile voastre sunt destul de fragile. Momentan trebuie să aveți grijă ceea ce faceți, dar indiferent de ce faceți, asigurați-vă că sunteți ghidați de intuiție și nici de cum de gândirea logică, pentru că uneori intuiția voastră și gândirea logică se vor bate cap în cap, dar dacă voi ascultați doar de intuiție, lucrurile se vor termina mult mai bine decât ați fi sperat. Este foarte important ca voi să nu lăsați părerile altora să intre foarte mult în viața voastră. Este foarte important să țineți cont de persoanele care sunt decisive pentru voi, dar totodată să știți să delimitați intuiția voastră de opiniile altora. Va fi foarte greu pentru voi să vă descurcați cu toate chestiile pe care voi trebuie să le rezolvați în această lună, dar din nou nu este imposibil. Aveți încredere că o puteți face și o veți face. Încă o dată, voi sunteți foarte, foarte, foarte ghidați luna asta, deci doar ascultați de ghizii voștri, ascultați-vă intuiția și veți avea foarte mare abundență un pic mai către finalul lunii decembrie, dar va fi o sumă destul de semnificativă care va intra efectiv în contul vostru, în banca voastră sau veți primi efectiv în mână, nu știu, dar veți primi o sumă mare de bani. Dacă plănuiți să vindeți anumite lucruri sau lucruri de această natură, cu siguranță veți reuși să încasați suma dorită de voi. De asemenea, aș zice, este foarte important pentru voi în această lună să ascultați muzică. De asemenea, este foarte important pentru voi să aveți încredere că lucrurile de-abia acum încep să se îmbunătățească. Furtuna a trecut, anul 2021 a fost un an destul de dificil. Este normal că acum, la final, nu putea să fie neapărat totul roz, dar deja dă semne de îmbunătățire. Cred că pentru voi deja în luna ianuarie lucrurile vor sta din ce în ce mai bine. Dar asta vom vedea în ianuarie. Dar momentan atâta trebuie să știți că ce a fost mai greu a trecut, anul 2021 gata. Puteți să vă pregătiți pentru un an care va fi în general mai bun pentru voi. Așa, de-abia aștept să ajung pentru voi la citirea anuală. Când ajung la voi la citirea anuală, sunt tare curioasă ce vă iasă pentru anul 2022, dar până atunci ne descurcăm cu etalarea pe decembrie. Este foarte important ca voi să recunoașteți faptul că voi intrați într-o eră a prosperității materiale și spirituale și intrați practic dintr-o dată, veți avea foarte mult succes, efectiv reușiți să ajungeți la luminiță de la capătul tunelului. Încă o dată avem o victorie și un succes, deci da, se termină luna decembrie, voi deja realizați foarte multe lucruri și încă o dată anul următor va fi un an în care voi sunteți pe misiunea voastră divină și atunci toate lucrurile pentru voi se vor alinia. E adevărat că v-ați mai împotrivit, voi n-ați vrut să vedeți, n-ați vrut să credeți, n-ați vrut să știți, n-ați vrut voi până acum să ascultați de nimeni și n-ați vrut să mergeți voi pe linia voastră de destin, dar acum în sfârșit ați ajuns și voi pe concluzia asta, în sfârșit alegeți și voi drumul care este potrivit pentru voi și în sfârșit lucrurile se îmbunătățesc. Sincer, aici, în termen de un an de acum încolo, lucrurile vor fi foarte diferite de ce de felul în care le știți acum pentru voi. Asta este un răspuns foarte pozitiv. Până acum, promisiunea și schimbările în bine sunt cele mai bune la Capricorn. Doar trebuie să mai rezistați o lună. O lună mai trebuie să rezistați și după lucrurile se îmbunătățesc. Deja de la finalul lunii decembrie vedeți cum tot felul, primiți tot felul de oferte, oamenii încep să fie mai ok cu voi și nu este doar spiritul Crăciunului, este pur și simplu faptul că în viața voastră se produc schimbări mari și o să simțiți schimbări în bine pe toate planurile vieții. Deci, da, o să fiți un pic surprins și de faptul că lucrurile bune încep să vină deodată.
Dar obișnuiți-vă cu asta pentru că vor continua să fie așa o vreme destul de lungă de acum acolo. Trebuie să știți că sunteți sprijiniți atâta timp cât, cât voi faceți ceea ce trebuie, atâta timp cât voi rămâneți pe linia voastră de destin și nu mai fugiți de această abilitate, de această, nu știu cum să o numesc. Pentru unii e vorba de o abilitate pe care în sfârșit aveți de gând să începeți să o monetizați, pentru alții este pur și simplu acceptarea acestei abilități pentru că pur și simplu v-ați simțit judecat sau, nu știu, ceva v-a restrâns din a vă bucura de aceasta și efectiv acum aveți posibilitatea să începeți să monetizați prin ea, iar prin chestia asta voi va trebui să vă retreziți vulnerabilitatea, pentru că dacă voi nu veți fi vulnerabili, atunci nici alte persoane nu vor fi vulnerabile cu voi și asta vă va crea destul de multă tensiune cu oamenii din jurul vostru. De asemenea, este o lună în care voi veți începe să vă apreciați propriul corp și este o lună în care voi începeți să aveți mai mare grijă de voi. De asemenea, voi începeți să recunoașteți că este timpul divin ca voi să duceți o viață mai bună decât ați dus-o până acum și este nevoie ca voi să ajungeți la concluzia că lucrurile pot fi îmbunătățite, lucrurile pot fi făcute mai bine și lucrurile pot fi reluate în anumite cazuri. De asemenea, este foarte important ca voi să reluați legătura cu familia și să creați niște limite personale foarte bine puse la punct cu toate persoanele din jurul vostru. Nu cred că e vorba numai de familie, dar și voi trebuie să respectați limitele altora și alții limitele voastre. Despre asta este vorba. Două secunde să văd ce cărți n-am folosit. Așa. Efectiv, dorințele voastre vi se vor materializa foarte rapid. Este o lună foarte bună pentru manifestare pentru voi, pentru a atrage, pentru a lucra cu plexul solar și cu chakra gâtului. Trebuie să aveți un pic de grijă la felul în care vă exprimați cu alte persoane, pentru că puteți avea tendința să doriți atât de mult să spuneți lucruri pe care nu le-ați mai spus până acum și încât să le spuneți într-o manieră cumva să rănească pe ceilalți. Vă înțeleg că aveți nevoie să spuneți adevărul vostru, dar o puteți face fără a răni persoanele din jurul vostru. De asemenea, este o lună foarte bună pentru a lucra cu copilul interior și este o lună în care efectiv ideile voastre se vor expanda, ideile voastre vor începe să devină din ce în ce mai concrete, vor prinde contur și se vor materializa în viața de zi cu zi. Așa, să vedem pe mai departe. Este o lună în care e bine să vă limitați de la judecată și efectiv să deveniți, să acceptați ceea ce este. Nu încercați să vă focusați mai mult pe oare cum se va schimba și oare ce impact va avea într-adevăr această situație. Trebuie să știți că este un impact extrem de pozitiv pentru voi. Trebuie să aveți încredere că e o situație extrem de favorabilă pentru voi. Este bine să nu rămâneți ancorați în mândrie mai mult decât este cazul și mai este foarte important pentru voi de asemenea să rămâneți exact așa cum sunteți acum ca și persoană, pur și simplu să acceptați binecuvântările care vin în viața voastră, pentru că vin destul de multe. Bun. Să vedem pe mai departe. Cred că acesta ar fi pachetul cu care a rămas să mai fac pentru voi. Este bine ca în această lună să încercați să vă odihniți pentru că a fost un an destul de greu. Este foarte bine să petreceți timp mai mult acasă. Este ok să îmbrățișați perioada asta de tranziție și să vă lăsați vulnerabil. Este foarte important că întotdeauna este suficient pentru ca voi să aveți dorințele îndeplinite și trebuie să mai știți de asemenea că este foarte important pentru voi ca voi să vă axați pe partea pozitivă, pentru că indiferent pe ce vă axați se va manifesta. Deci am să vă rog să țineți cont de chestia asta și să nu vă gândiți foarte mult la stres, la griji și să încercați să găsiți o metodă de a vă simți bine. Să vedem în iubire. Opa!
În iubire, văd că aveți o persoană care vine către voi și voi mergeți către ea, sunteți un pic anxioși în legătură cu această tranziție pe care voi trebuie să o faceți, dar este de asemenea foarte important să știți că lucrurile bune vor începe să vină. Deci, de îndată ce voi faceți aici pași către această persoană, pași concreți, mă refer, abundența intră în viața voastră. Este ceva în legătură cu această persoană care vă declanșează vouă abundența și care vă va face pe voi să fiți foarte, foarte prosperi. Dar trebuie să aveți încredere în ceea ce simțiți, trebuie să aveți încredere în această relație și în această situație și să lăsați gândurile, anxietatea în urmă și efectiv să vă vedeți de treburile voastre, pentru că aici lucrurile mi-apar încă o dată destul de benefice dacă voi sunteți dispuși să lăsați situația de suferință în trecut. Bun. Și acum legat de muncă. În legătură cu munca. S-ar putea ca voi să mai aveți niște responsabilități pe acolo, pe la locul de muncă. Atenție că vor fi niște conflicte între voi și un superior, dar cred că până la urmă veți alege să plecați de la un loc de muncă care mai mult vă storcea de energie. De asemenea, aici zice că voi vă simțiți un pic, cum să zic așa, sătui de ceea ce se întâmplă, de anumite nedreptăți care se întâmplă la locul de muncă, dar voi începeți să vă bazați din nou pe o abilitate pe care voi o aveați mai demult, dar cumva ați negat-o, n-ați mai vrut să vă ocupați de acel domeniu și acum este momentul ca voi să vă apucați încă o dată de acel lucru. Vă veți simți ca un fel de nou, din nou începător. Dar lucrurile vor fi bine și va fi foarte multă abundență. Practic, pentru voi, toate greutățile, bine, pe lângă alte lecții pe care le-ați avut de învățat anul ăsta, ar fi ca și o temă centrală aceea că voi nu trebuie să mai mergeți împotriva destinului vostru, pentru că voi asta ați încercat să faceți. Voi aveți o abilitate, voi ați avut un domeniu efectiv în mână deja și efectiv l-ați aruncat pentru a merge după cine știe ce. Efectiv, această lecție a fost ca voi să nu mai faceți acest lucru încă o dată. O să mai aveți tentații de acest tip, dar efectiv este bine să știți că nu este cazul să le mai faceți încă o dată la fel de late. Pentru că, din nou, lucrurile acestea, dacă o mai faceți o dată, să știți că are efect asupra voastră pe foarte, foarte mulți ani. Așa că nu este cazul ca voi să vă sabotați singuri în halul ăsta. Așa. Cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că anul 2022 este într-adevăr așa cum a ieșit, un an mult mai pozitiv și plin de reușită. Și să ne revedem cât mai curând. La revedere!